pentru astăzi vă propunem să vă petreceți timpul liber la salină. Pe lângă efectele benefice ale aerosolilor, este un mod excelent de a vă relaxa și de a uita complet de stres sau insomnii. Salinoterapia într-o salină artificială simulează ședințele făcute la o salină naturală. Toată încăperea este placată cu bulgări de sare, podeaua și tavanul sunt de asemenea acoperite cu numeroase straturi de sare. Un mare avantaj al locației e că e pivniță. Fiind pivniță, umiditatea e mai mare decât în mod normal, e undeva la 75-80%. Din cauza asta, vă rog să ne mancască pe bulgării de sare, apare o peliculă foarte fină. Ei, aerul ăla, când iasă din penna de aer, ventilează bulgării de sare și împinge pelicula din cintă. Practic așa se creează aerosol în mod artificial. Sara are capacitatea de a emana aerosoli în condiții de temperatură și umiditate bine controlate. Salinoterapia implică, pe de-o parte, inhalarea pe căile respiratorii a aerosolilor salini, iar pe de altă parte, absorpția aerosolilor salini prin intermediul pielii. Sunt aceiași aerosoli pe care îi întâlnim dimineața la mare, pe diguri sau într-o salină naturală, în care îi avem în permanență. Și podeaua este toată din sare, nu? Podeaua este din sare, da. Sunt ale de sare decupate din rocă. Terapia în salină are multiple beneficii asupra sistemului respirator sau la nivelul epidermei. Previne apariția alergiilor și a răcelilor, stimulează imunitatea, tratează infecțiile ORL, stres sau insomnii și tratează afecțiunile aparatului respirator. În general este recomandată copiilor, atât copiilor sănătoși, cât și copiilor cu probleme, pentru prevenirea, dar și tratarea anumitor afecțiuni. În principal se adresează atât ca și prevenție, cât și tratament afecțiunilor respiratorii. Eu indic, în general, copiilor pentru prevenția polipilor, pentru acele răceli frecvente de care se plâng toți părinții, un minim de 10 zile pe lună, 3 luni de zile, primăvara, 3 luni de zile, toamnă. Un alt beneficiu major al salinoterapiei este stimularea sistemului imunitar. Astfel, pe termen lung, această terapie tonifică organismul și îl protejează de infecții. Combinată cu masajul, face minuni când vreți să vă relaxați. În salonul de masaj folosesc niște lămpițe cu sare de Himalaya. Rolul lor este de a degaja aerosol prin încălzire, iar beneficiarii serviciului de masaj involuntar beneficiază și de serviciul de salinoterapie. Datorită acestor cristale de sare care provin dintr-o zonă curată și nepoluată, sunt cele mai eficiente în curele de detoxifiere și ionizare. Particulele de sare ce pătrund în sistemul respirator distrug orice fel de bacterii și curăță și elimină mucusul. Prin această ventilație crește dinamica aerosolilor și practic acesta este motivul pentru care și salinitatea este mai mare, e de 4 ori mai mare decât într-o salină naturală, motiv pentru care la noi se stă de 4 ori mai puțin. Aici e suficient să stau o oră, pe când în orice salină naturală se stă 3 sau 4 ore, timp în care organismul își asimilează aceeași concentrație de aerosoli. Terapia cu sare este 100% naturală. Particulele mici de sare sunt inhalate în mod natural atunci când respirăm, iar rezultatul este uimitor. Așa că vă invităm și pe dumneavoastră să o încercați în timpul liber.